Tăticul meu se scoală în fiecare dimineață la aceeași oră și în fiecare dimineață se îndreaptă spre același loc. Atunci când tata îmi povestește despre munca sa de oțelar, despre metalul ce se supune voinței oamenilor, văd cum de bucurie ochii scânteiază la fel ca oțelul ce clocotește în cuptoare. Am privit fascinat la muncitorii care, sub jocul scânteitor de artificii, mânuie cu siguranță căldarea, supun voinței și priceperii lor metalul topit. Tăticul adesea mă surprinde când ud florile din fața casei. Și el iubește florile la fel ca și mine. Și la fel ca și mine se bucură pentru fiecare floare nouă ce înflorește sub geamurile casei în care ne-am mutat de curând. Nu l-am văzut niciodată supărat pe tăticu. Se întristează însă atunci când îmi povestește despre viața ce o ducea în urmă cu câțiva ani. Locuia într-o casă întunecoasă cu geamuri mici, unde lumina de-abia se încumeta să pătrundă. Astăzi însă viața ni s-a schimbat, iar primul buchet cules din florile acestea îl dăruiesc lui cu drag. Tăticul meu este laminator. Din blocurile de oțel pe care le strivește între umerii cilindrilor, ies sute de tone de platine. Munca mecanizată. Condițiile noi de lucru sunt o mărturie a transformărilor petrecute în viața sa. Mizeria, ziua de lucru de 12 și 14 ore, salarii mici, muncă manuală grea, aceasta este oglinda trecutului. Azi totul s-a schimbat, iar eu aș vrea ca și tata să ajung laminator chiar în secția sa. Sale a pus multe, multe cărămizi. Mâinile lui simple au înscris pe harta patriei un nou oraș. Oraș din cărămide nouă și roșie. Nouă ca viața noastră, roșie ca steagul nostru. Atunci când străbați străzile tânărului nostru oraș și văd că s-a înălțat un nou bloc, știu că la el a lucrat și tăticul meu. Tată, îți mulțumesc pentru hărnicia ta, pentru dragostea cu care înalți fiecare edificiu al vremurilor frumoase ce le trăim. Tatăl meu sudează în fiecare zi 10 de schelete metalice pe care de mulți ani lucrează la aceeași mașină și de aceea tăticul meu mă sfătuiește să am și eu grijă. Iar ca macaragist, munca sa este interesantă și frumoasă. Pământul pe care îl mușcă dinții uriași a excavatorului va ajuta la ridicarea unor noi. Cilindrii pe care îi strunzește iau drumul laminoarilor din toată țara. Și tocmai de aceea la spital se străduiește să însemne. Thank you.
plânge, Sanda. Noi știm totul și te înțelegem. Tăticul tău s-a jertfit pentru o cauză nobilă și dreaptă. Ca omagiul luptei și eroismului său, noi aducem vremurile acestea noi. Victoria noastră definitivă. Tu nu ești singură, Sanda. Marea noastră familie te iubește și își pune nădejdile în tine. Privește toate aceste minunate transformări și fii mândră, Sanda, că pentru ele a luptat și s-a jertfit tatăl tău.